Groapa de gunoi din municipiul Târgu Jiu a creat multe probleme cetățenilor din zona, atât din punct de vedere olfactiv, cât și vizual, iar numeroase plângeri au apărut la nivelul instituției prefectului. Astfel, actualul prefect Corneliu Răducan Morega a convocat vineri o întâlnire la nivelul sediului prefectului Gorj cu toți factorii implicați în problema poluării generate de depozitul de deșeuri din municipiu. La întâlnire au participat, pe lângă reprezentanții instituțiilor abilitate în gestionarea acestei situații, și doi cetățeni din zona care este supusă poluării. Conform prefectului Morega, discuția de vineri a vizat componenta tehnică a problemei, mai exact îndepărtarea mirosului din zona unde se află în prezent groapa de gunoi a orașului. A fost o întâlnire, în primul rând am vrut să ne cunoaștem între noi, absolut toți. În al doilea rând am vrut să obțin de la dumnealor un calendar strict și punctual pentru eliminarea acelor mirosuri. Există două componente. Este o componentă pe care o decide justiția, și acolo nu intervenim pentru că nu avem cum să intervenim nici prefectura, nici primăria, nici absolut nimeni. Ce decide justiția este litera de lege și se va pune în aplicare. Adică dacă dumnealor spun că mâine se închide groapa, mâine s-a închis groapa fără niciun fel de... fără discuție. Și mai există o componentă tehnică, iar această componentă tehnică m-a interesat pe mine în discuția de vineri, și ea vizează îndepărtarea mirosurilor. În urma discuțiilor a fost stabilit un plan corect de măsuri pentru a pune capăt acestei situații neplăcute. Astfel, primăria Târgu Jiu și-a luat angajamentul să emită în termen de o săptămână autorizația de construcție pentru executarea investițiilor necesare pentru eliminarea poluării. Societatea care administrează depozitul de deșeuri va prezenta un grafic de realizare a măsurilor. De asemenea, reprezentanții Polarii s-au angajat ca problema mirosului de la groapa de gunoi să fie eliminată în termen de 11 săptămâni de la emiterea autorizației de construire. Este necesară o autorizație de construire pentru că vor veni tot felul de țevi băgate într-un mod destul de tehnic. Am înțeles că este un proiect făcut de dumnealor și se va monta un arzător. Acel arzător are nevoie de o cameră de ardere, iar pentru camera aceea de ardere este necesară autorizație de construire. Primăria a zis că săptămâna aceasta se rezolvă cu această autorizație, documentele fiind depuse deja la primărie. Iar rugămintea mea către cei de la Polaris a fost să ne pună la dispoziție un calendar pe care noi, un calendar de lucrări, un grafic de lucrări care să poată fi verificat. Pentru că dumnealor presupunem că se închide groapa, decizia este pe 6 luni, hotărârea Agenției de Protecție a Mediului. După 6 luni, groapa, să zicem că le închide justiția astăzi, 6 luni de zile stă groapa închisă, după 6 luni se reia activitatea. Pe mine mă interesează că în acele 6 luni de zile ei să-și ducă la îndeplinire obligațiile ce le revin pentru îndepărtarea mirosului. Dumnealor au zis că vor face treaba asta. O să o vedem. Corneliu Răducan Morega susține că lucrările pentru rezolvarea acestei probleme vor fi monitorizate în fiecare zi de vineri de către o comisie formată din reprezentanța instituției pe care o conduce. În fiecare zi de vineri, reprezentanții ai prefecturii, ai tuturor organelor interesate, au acces la să verifice lucrările. Cel puțin așa ne-au spus dumnealor, că o să ne lase să intrăm în perimetrul gropii și să vedem dacă s-a făcut ceva palpabil. În ultimul timp au avut loc mai multe proteste ale cetățenilor din zona Bârsești-Slobozia, următorul fiind programat chiar vineri în fața primăriei municipiului Târgu Jiu.